Urmează să citim un pasaj din scriptură, de data asta un pasaj mai scurt. O să citim de la 2 Cronici, capitolul 24, două versete, versetele 1 și 2. Ioasa avea șapte ani când a ajuns împărat și a domnit 40 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Țibia din Berșeba. Ioas a făcut ce este bine înaintea Domnului în tot timpul vieții preotului Jehoiada. Amin. Doamne, poporul acesta stă înaintea Ta și oricare dintre noi s-ar ridica să vorbească în numele Tău, suntem doar niște oameni muritori. Te rog, lasă-L pe Duhul Sfânt Amin. să binecuvinteze slujirea predicării Amin. în așa fel încât poporul Tău să fie înviorat, învățat și edificat. În numele Tău suntem aici Amin. și în numele Tău vom asculta Evanghelia. Amin. 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 Scumpii mei, ocupați vă locurile. În seara aceasta m-am hotărât cu oarecare dificultate ce subiect să prezint, dat fiind faptul că în față ne stau două evenimente la fel de importante. Evenimentul, sau mai bine zis, procesul stăruinței, care presupune câteva întâlniri, zece întâlniri, și, de asemenea, procesul votului de reconfirmare pentru păstori. Pentru ambele m-am gândit să spun o predică pe care am numit-o Istoria martorului Dumnezeu. Istoria un martor al lui Dumnezeu. Pasajul pe care l-am citit este o frântură din istoria unui om care a marcat istoria evreilor. Monarhia evreiască s-a întins pe o perioadă de câteva sute de ani. După 120 de ani, care cuprinde trei regi, Saul, David și Solomon, țara s-a dezbinat și s-a rupt. Una dintre marile tragedii ale existenței umane, rupere, dezbinare, despărțire, indiferent că e vorba de o națiune, de o familie, de o biserică, de orice altceva, cearta, conflictul, răutatea nu, nu, nu este o nevoie a oamenilor. Împărăția de nord a avut aproximativ 19 împărați. Spun aproximativ pentru că a existat acolo și o femeie care a fost fica celor mai răi împărați, Ahab și Izabela, Atalia. Și ea nu este considerată un împărat, dar totuși a domnit o perioadă scurtă de timp. Și toți împărații din nord regiune care cuprindea și Samaria, celebra păcătoasă Samaria, au avut în numai împărați răi. Probabil că Ahab, Manase, Ieroboam au fost cei mai răi. Peste tot în istoria monarhiei evreiești, când se vorbește despre lucruri rele, sunt pomenite numele acestor oameni și de obicei este remarcat și păcatul care nu a fost doar un păcat al lor, ci în calitate de conducători, păcatul acesta a devenit al națiunii. De aceea Dumnezeu s-a supărat tare. Pentru că una este să faci un păcat ca un individ și alta este, prin poziția pe care o ai, să împingi un popor care poate avea, mă rog, sute de mii sau milioane de oameni, să-l împingi în idolatrie, să-l îndepărtezi de Dumnezeu. Regatul de Sud în jurul templului, altă mentalitate, alți oameni, alte preocupări, a fost mai aproape de Dumnezeu. Ei au avut câțiva împărați care au excelat. Să vorbim de Zedechia, să vorbim de Asa și de alți câțiva dintre ei. Dar scopul meu în seara aceasta este să pun în evidență aceste două nevoi pe care le remarcam mai devreme. Nevoia de conducători și nevoia de Duhul Sfânt care să lucreze în, prin conducători și în tot poporul. Atunci când vorbim despre lucrurile acestea, spunem faptul că istoria este unul dintre cei mai importanți martori și pentru Dumnezeu și pentru oameni. Întotdeauna când există un proces la tribunal, este folosită istoria. Ce ai făcut ieri? Adum dovezi de acum două săptămâni. Istoria se întoarce împotriva noastră. Ea este fidelă. Nu vorbesc de istoria scrisă de oameni, pentru că ei o scriu, istoria e scrisă de cei puternici, iar cei puternici de obicei fac prostii. Această istorie este de o potrivă scrisă pentru Dumnezeu și pentru oameni. Dacă vorbim de istoria unei țări, în cazul nostru Israel, istoria unei companii a unei biserici, a unei familii, vorbim despre același lucru, ce s-a întâmplat în trecut. În seara aceasta, prin predica aceasta, am intenția să pun în evidență faptul, vreau să spun de fapt două lucruri. Istoria unui popor este definită de conducătorii ei. Acesta e primul lucru pe care vreau să-l remarc în această seară și să insist până aproape când devin supărător cu ideea asta. Istoria unui popor este definită de conducătorii lui. Și cum sunt conducătorii, așa este și istoria. Pentru că conducătorii dau startul, dau direcția, dau ritmul, dau resursele, de aceea ei, mai mult sau mai puțin la număr, conduc națiuni care înseamnă milioane de oameni. Și a doua idee de bază predicii mele este faptul că istoria conducătorilor este definită de caracterul lor. Istoria unei națiuni este definită de conducătorii ei. O biserică, o națiune, o familie, o companie nu poate fi mai bună decât cei care o conduc, cel care sau cei care, în funcție de ce vorbim. Însă, în al doilea rând, istoria conducătorilor de data asta e definită de caracterul pe care îl au. Ceea ce face diferența între noi nu sunt abilitățile, în primul rând, ci este caracterul. Pe cine interesează acum dacă cineva știe să facă o instalație electrică sau o instalație sanitară, sau lucrează la bancă, sau pune taile, sau e șofer de tract, sau eu mai știu ce altă meserie să vă dau drept exemplu. Oriunde ești, indiferent ce profesie ai, ceea ce te reprezintă este caracterul. Cum te porți, cum vorbești, ce valori ai, ce principii, cum trăiești. Te tem de Domnul, sau nu? Ai principii în viață, în familie, care sunt principiile lui Dumnezeu pe care ți le asumi? Trăiești o viață asumată sau nu? Așa că, cu aceste două idei, aș vrea să, să privim în această seară în scriptură. Pasajul pe care l-am citit vorbește despre Împăratul Ioas. El a fost un Împărat bun. El a fost un Împărat bun. Scriptura ne spune că a ajuns rege la vârsta de șapte ani. De ce a ajuns rege așa de devreme? Dacă vă uitați în capitolul 22, Atalia împărăteasa lui Iuda. Atalia era fi fica acestei perechi, fără seamă în răutate, Ahab și soția lui, Izabela, și fica lor a fost rea cât ei amândoi la un loc și a ajuns împărăteasă. Și-a împins națiunea într-o idolatrie fără precedent. Jehoiada, preotul lui Dumnezeu, plin de Duhul Sfânt, a suferit pentru că nu putea să-i depășească condiția ei de împărăteasă. Ea s-a pus împărăteasă, s-a autopromovat împărăteasă, dar avea armata, avea puterea. Și atunci, un preot a dat o lovitură de stat. Și l-a luat pe cel care avea dreptul, dar era doar un copil, șapte ani, și l-a pus împărat. Iar el și-a propus să-l mentoreze pe acest copil. Lucru pe care l-a și făcut. Doar că atunci când Ehoiada a murit la celebra vârstă de 130 de ani, Osea Ioas a continuat să trăiască. Dar cum a murit Ehoiada? El a devenit un alt om. Asta vreau să vă spun în seara asta. Conducătorii modelează oameni. Conducătorii modelează mulțimi, modelează evenimente. De ei, în funcție de calitatea lor, în funcție de integritatea lor, în funcție de calitatea conducerii lor, țările se duc într-o parte sau în alta. Uitați-vă la țările capitaliste și la cele comuniste. Cine le face așa? Conducătorii. Cine a împins Rusia în război cu Ucraina? Conducătorii. Ei hotărăsc ce se întâmplă. Dar de ce hotărăsc ei într-un fel sau în altul? Datorită caracterului lor. O națiune este modelată de conducătorii ei. Iar ei creează un model direct proporțional cu calitatea caracterului lor. Nu am intenția să nu remarc importanța abilităților. Nu, abilitățile sunt extrem de importante. Darurile înnăscute sau dobândite prin Duhul Sfânt. Dar să știți că există oameni care au mari daruri, dar n-au caracter. Și dacă omul ăla este un soț, să știți că este un soț rău. Și o soție la fel. Dacă e un șef, să știți că este un șef rău, pentru că absența caracterului te dezumanizează. Monarhia evrească, așa cum am spus, a avut doi regi cu numele de Ioas. Unul a fost în Iuda, cel despre care am citit eu, și unul a fost în Israel, e în cartea Doi Regi, capitolul 13. Soția a preotului Hoiada l-a ascuns în casa Domnului pe băiatul ăsta, pentru că împărăteasa de care am vorbit puțin mai devreme a ucis pe toți cei care aveau drept la tron, ca să nu mai existe potențial moștenitori și să domnească ea mult și bine. Când familia Jehoiada, el și soția lui, au văzut lucrul acesta, soția s-a dus și l-a luat pe bebelașul acesta și l-a ascuns șase ani în casa Domnului. Casa Domnului este un loc unde de obicei bandiții nu caută, că n-au ce. De Biblie n-au chef, bani nu sunt, preotul îi mustră că nu vin la biserică, așa că n-ai ce căuta la biserică decât numai dacă te trimite Duhul Sfânt. Și copilul acesta a crescut șase ani acolo. Și în al șaptele ani, Hoiada, așa cum spuneam, l-a pus rege, un rege mic, un regișor. Observați, vă rog, că o femeie neprihănită l-a scăpat pe pruncul Ioas de o femeie demonizată. Observați valoarea caracterului, ambele erau femei. Una însă era soția unui sfânt, la fel de sfânt ca și el, soția lui Hoiada, preotul, marele preot, despre care Biblia vorbește cu mare respect. Și cealaltă femeie, destrăbălată asta, feniciană, care pe oriunde mergea, clădea altare pentru idoli, încuraja păcatul în toate formele lui. Iată, dar, cum două caractere opuse fac două categorii de lucruri opuse, de aceea vor ajunge în două locuri opuse. Ioas a fost proclamat învărat de preotul Jehoiada, care a creat o sărbătoare și a organizat pedepsirea cu moartea a idolatrei Atalia, de care spuneam, fica lui Ahab și a Izabelei. Acest mare om al lui Dumnezeu a orchestrat așezarea pe, tren, pe tron a copilului Ioas. Este aproape caragios aproape caragios, e vecin cu a fi caragios să pui un copil rege la vârsta de șapte ani. Hai să ne uităm la un băiețel de șapte ani din biserică. Cum să conducă el sute de mii de adulți, un guvern care e format din oameni versați, fiecare cu interesele lui, în spatele acestui copil a stat un preot, un preot sfânt care și-a iubit țara, și-a iubit neamul, a iubit fiecare om a dat-o pe femeia asta la o parte, dar nu putea să o dea singur. De aceea a folosit singurul moștenitor rămas în viață, pe care soția lui l-a ascuns șase ani și la vârsta de șapte ani l-a proclamat împărat. Biblia spune despre Ioas că a făcut bine înaintea Domnului în tot timpul vieții lui Ehoiada. Calitatea vieții lui Ioas a ținut cât viața mentorului său. Tot ceea ce a făcut el a fost sub influența mentorului său. Când Ehoiada a murit, Scriptura ne spune că Ioas a început să se închine la idoli. Pur și simplu a uitat de Dumnezeu. Lucrul acesta este greu de crezut. El a stat pe tron aproape 40 de ani, o domnie foarte lungă, una dintre cele mai lungi. Numai Manase a fost mai lung în domnie ca și el. Și totuși, deși a stat lângă acest mare bărbat, excelența slujirii lui a venit din influența preotului Jehoiada. Scriptura vorbește despre faptul că el și-a schimbat stilul de viață, și-a schimbat anturajul și pur și simplu a fost un alt om după ce preotul a murit. Istoria unui popor este definită de conducătorii ei. Aș vrea să vă spun câteva activități pe care le-a făcut regele sub influența preotului. De aceea, Billy Graham, în timpul vieții lui, era chemat pentru că politicul, când nu se mai așează sub binecuvântarea spiritualului, ajunge dominant, nedrept, despotic. Observați că regele a organizat o mare campanie de strângere de fonduri în țară pentru restaurarea casei lui Dumnezeu. Politicul nu este interesat de casa lui Dumnezeu. Dar regele acesta, sub influența mentorului lui, a făcut o călătorie lungă și repetată prin țară ca să strângă fonduri. Atunci s-a inventat colecta, a făcut o ladă, o ladă mare, pe care o punea la o intersecție în fața unor clădiri importante și oamenii mergeau și puneau banii în argint, aur. Când se umplea, veneau logofeții, adică administratori, asta înseamnă logofot, care luau, goleau lada și o puneau la loc. Și au strâns bani pentru refacerea casei lui Dumnezeu. Dar de ce trebuia să o refacă? Pentru că n-a mai fost folosită casa lui Dumnezeu și să știți că o casă nefolosită se strică singură. Asta este legea entropiei. O casă nu se strică când e folosită, se strică când nu e folosită și o mașină e la fel. Deși nu ni se pare că este invers. De asemenea, preotul a ajutat să-și întemeieze o familie. Probabil că i-a și indicat. A distrus templele lui Bal din Samaria și Ierusalim. Existau acolo două centre de păgânism, iar regele a scris o scrisoare să fie șterse de pe fața pământului pentru ca să nu mai fie o școală de promovare a idolatriei. Ehoiada a făcut un legământ cu Ioia și cu poporul și au dărâmat altarele lui Bal și l-au omorât pe Matam, care era marele preot, păgân, care îl slujea pe Bal. Însă omul acesta a murit și Scriptura ne spune că Ioas, doar în timpul vieții lui Ehoiada, a fost un împărat bun, un om al lui Dumnezeu. După moartea acestui mare bărbat, Ioas acceptă influența liderilor răi care i-au câștigat inima, închinându-se înaintea lui Dumnezeu. După moartea lui Jehoiada, căpeteniile lui Iuda, deci 2 Cronici 24 cu 17, după moartea lui Jehoiada, căpeteniile lui Iuda au venit și s-au închinat înaintea împăratului, înaintea împăratului Ioas. Atunci împăratul i-a ascultat, și au, păr au părăsit casa Domnului împreună. Și au slujit astarteelor și idolilor și mânia Domnului a venit asupra lui Iuda. Nu-ți vine să crezi că de la vârsta de șapte ani până pe la vârsta de vreo 30 de ani, când a murit Jehoiada, asta înseamnă 20 și ceva de ani, spre 30. Omul acesta a trăit la nivelul excelenței doar pentru că în spatele lui a stat un om de caracter. Un preot care avea inima plină de Duhul Sfânt. Un preot care se întâlnea cu Dumnezeu în slujba lui, în viața lui, în închinarea lui. Observați cum un om poate fi mai bun lângă un anumit om. Orice om poate fi mai bun lângă un anumit om. Și orice om poate fi mai rău lângă un anumit om. Noi suntem ființe sociale și influențabile. Priviți-l pe Ioas. A fost un om în timpul vieții lui dar datorită influenței acestui preot deosebit și un alt om când influența a plecat și el a trecut de pe pilot automat pe manual. Nu mai avea cine să-l mai influențeze, cine să-i mai atragă atenția, cine să-i dea sugestii și sfaturi. Da, îmi veți spune, un bărbat la 40 de ani nu este în stare să gândească după o perioadă de mentorare de 25 de ani? Vedeți bine că nu. La prima vizită a reprezentanților idolatriei, el a plecat cu ei. S-a dus direct pe înălțimi, pe dealuri. În Biblie, cuvântul înălțimi înseamnă dealuri, locuri mai înalte din punct de vedere geografic-fizic, pentru ca să se vadă locurile de închinare de departe. Nu erau indicatoare ca astăzi. Două mai le faci la stânga. Și erau puse în zone înalte ca să fie văzute. Că oamenii căutau idoli, căutau să se închine. Ca și astăzi, oamenii se închină lui Dumnezeu. Dumnezeului adevărat sau Dumnezeului, Dumnezeilor străini. Sub influența lor nesănătoasă au părăsit casa Domnului. Casa Domnului pe care a restaurat-o. Vă dați seama ce paradox, ce contradicție în viața acestui om. El restaurează casa. Poruncește să se strângă bani, face din ea o bijuterie de clădire. Oamenii intră, se închină, îl întâlnesc pe Domnul, se schimbă vieți, se schimbă familii, se schimbă influența lor. Și dintr-o dată el încuie casa și pleacă. Și nu mai folosește nimeni. Pentru că oamenii sunt tentați să se închine în fața locurilor păgâne, că nu-și asumă nicio responsabilitate. Dacă vii la biserică, ăsta este locul unde ți-asumi responsabilități. Cine fumează spune, Doamne ajută-mă să nu mai fumează. Dar dacă te duci la un templu păgân, acolo nu ți-asumi nicio, nicio responsabilitate. Poate duci o jerfă, poate faci anumite gesturi mătănii, cum se zice în limba română, dar nu ți-asumi nimic. În fața Dumnezeului Bibliei, care este viu și adevărat, trebuie să ți-asumi împlinirea poruncilor Lui. Vă mai aduceți aminte de dimineață, cine mă iubește va împlini poruncile mele. Dacă iubești un idol care e făcut din lemn, care e pictat pe o pânză, ăla nu vorbește să-ți spună nimic. Dumnezeu s-a mâniat și l-a avertizat pe Ioas prin proroci, însă el a continuat să se închine în idolatrie. Ihoia, care a murit, a avut un fiu care i-a călcat pe urme și pe care l-a chemat Zaharia. Dumnezeu i-a vorbit și i-a spus du-te la Rege și spune-i din partea mea să se întoarcă. Omul ăsta nu și-a stricat doar viața lui, el a stricat o țară. Prin poziția pe care a avut-o, el a stricat o țară. Mai ales pe cei tineri, neîncercați. Și Dumnezeu i-a spus, asta este țara mea, du-te și spune-i să se întoarcă. Știți ce a făcut? L-a omorât pe Zaharia. Mai să vă puteți da seama câtă neomenie, câtă răutate. Soția lui Jehoiada, mama la băiatul ăsta, l-a smuls din camera unde urma să fie ucis, ca și frații lui. Și l-a ascuns șase ani în templu. Și bărbatul ei, Jehoiada preotul, l-a promovat rege, unde a stat aproape 40 de ani, ca un director național. Și când copilul acestor, acestor oameni, care i-au creat o viață de confort, au venit și i-au spus, rege, nu te supăra, nu mergi bine. Tu știi ce-ți spunea tata cât a trăit. El a pus oamenii lui să-l omoare cu pietre și Zaharia a murit. Aproape că nu-ți vine să crezi atâta lipsă, de atâta lipsă de recunoștință, nu întâlnești la tot pasul. Cum a putut Ioas, care a făcut reformă, care a reparat casa Domnului, care a omorât pe, pe șeful de, cult, de culte al idolilor, cel care a distrus centrele de idoli, cum a putut să-l omoare pe fiul binefăcătorului lui, pe Marele Ehoiada, care este celebr în toată Scriptura? Cum poate un om să ajungă atât de rău, ieșind de sub influența care l-a făcut om acum era sub o altă influență. O națiune este definită de conducătorii ei, însă un conducător e definit de caracterul lui. Fugiți de oamenii fără caracter. Eu știu că fiecare înțelege tot altceva din afirmația asta, că e relativ generală. Oamenii lui Dumnezeu, fugiți de oamenii fără caracter. Nu au nimic asupra lor, nimic. Sunt goi nu am nimic, sunt uscați. Uitați-vă la împăratul ăsta. A trăit o jumătate din viața lui ca un sfânt, datorită influenței preotului Iohioiana. Și când mentorul lui, sfătuitorul lui, îndrumătorul lui, călăuza lui, a murit, a murit și Dumnezeu din el. Și a ajuns atât de rău încât a omorât fiul binefăcătorului lui. E incredibil, e foarte greu de acceptat lucrul ăsta. Nu i vorba de pocăință, e vorba de omenie. Mânia lui Dumnezeu a venit peste el și sirienii sau au adunat, au venit cu armata peste el, i-a jefuit casa, au omorât pe cine a întâlnit în cale și a venit peste țară. În Vechiul Testament, Dumnezeu este aproape violent în manifestarea mâniei lui. El pedepsește pe loc, în mod fizic. În Noul Testament, atitudinea lui Dumnezeu se schimbă pentru că apare ideea de har, de clemență, de favoare. Vi la Domnul prin credință, jerfele, ceremoniile s-au dus, este singura prin Hristos, dar asta e prin credință. Aici se vorbește mult de iubire, Există amendamentele din Matei, capitolul 5. Vă aduceți aminte? Știți că s-a scris în Vechiul Testament, dar eu vă spun, amendamentele astea nu sunt în Vechiul Testament, sunt în Noul Testament. Nu vreau să spun că Vechiul Testament este diferit de Noul Testament, dar deși nu vreau să spun asta, este diferit. Doi dintre slujitorii lui Ioas l-au omorât pe copilul binefăcătorului lui, însă și el a murit în același fel. Omorât de oamenii din echipa sa. Pentru că și dușmanii lui Ehoiada l-au urât pe Ioas, pentru că l-au omorât pe Ehoiada. Pentru că nici cei care nu-l iubeau pe Ehoiada și cei care nu-l iubeau au acceptat că a fost un om al lui Dumnezeu, care a luptat pentru țară. S-a ocupat de un copil de când era mic și a făcut din el un împărat proeminent care a dat legi favorabile credinței, care a chemat națiunea la pocăință, la morală, la integritate, la viață de familie și la închinare. Și cei care nu erau foarte religioși l-au omorât răzbunându-se pentru că au omorât omul țării, omului Dumnezeu. În orice om bun există și un om rău pe care dacă îl hrănești se urcă în locul celui bun. În orice om rău există și un om bun și dacă îl hrănești se urcă în locul celui rău și omul se schimbă. Depinde ce hrănim în noi. În noi sunt doi oameni. Când vine Duhul lui Dumnezeu peste noi el nu hrănește firea. Firea este hrănită de lucruri murdare, păgâne, imorale. Când vine Duhul lui Dumnezeu, el hrănește ideea de milă, de compasiune, de bunătate, de iertare, de iubire, de răbdare. Și cu cât mai mult Duh Sfânt vine, cu atât aceste virtuți, aceste valențe divine, ele capătă mai multă forță, devin mai dominante, mai vizibile. Însă cu cât devenim mai goi de Duh, noi în sine, noi suntem ființe rele și egoiste, numai Duhul Domnului ne schimbă, numai influența unor oameni ai Lui Dumnezeu ne schimbă. De aceea orice națiune este definită de conducătorii ei, dar conducătorii sunt definiți de caracterul lor. Vreau să mă opresc pentru că timpul a trecut și în încheiere mai spun doar faptul că Oamenii sunt atât de flexibili încât de la o oră sau o zi la alta pot deveni absolut opuși în gândire, în mentalitate și mai ales în comportament și atitudine. De aceea Biblia spune, blestemat să fie omul care se încrede în omul muritor. Noi ne atașăm de oameni și nu vorbesc de relația de familie. Ne atașăm de oameni. Orice persoană se atașează de persoana lângă care locuiește. Există o afirmație pe care nici nu știu dacă să o spun sau să nu o spun pentru că are, are riscul ei de indecență. Dar totuși o să spun. Orice bărbat riscă să se îndrăgostească de o femeie cu care petrece prea mult timp. Încercați să, încercați să vă gândiți, încercați, vă rog frumos, gândiți-vă, gândiți-vă. Orice bărbat este ispitit să se îndrăgostească de absolut orice femeie cu care petrece prea mult timp. Noi, oamenii, ne atașăm de oameni. Și ori de câte ori ne atașăm, dezvoltăm așteptări. Și așteptarea este ca persoana aceea să se poarte într-un anumit fel cu noi. Însă nimeni nu este atât de sfânt încât să ne pună pe noi pe primul loc și să se neglijeze pe el să ne facă bine nouă. Și când așteptările noastre sunt înșelate, neînplinite, noi ne supărăm, noi nu știm ce să credem despre persoana cealaltă, căruia i-am acordat prea multă încredere și în care ne-am pus speranțe aproape necinstite, ireale. Oamenii lui Dumnezeu, avem o singură soluție dacă vreți să mergem drept. Să fim plini de Duh, să fim plini de Scriptură, să locuim în jurul oamenilor duhovnicești și împreună să definim un stil de viață în familie, în biserică și în țară. Pentru că întotdeauna istoria unei țări depinde de conducătorii ei, iar istoria conducătorilor depinde de caracterul lor. Acesta este marele secret, care de fapt e o mare banalitate. Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze, să, ai mil, să aibă milă de noi și să ne dea har peste har. Pentru ca tot ce auzim și experimentăm în fiecare zi, tot ce culegem fiecare personal, citind în scriptură sau în devoțional sau eu mai știu ce altceva, să ne fie de folos orizontul nostru teologic, să crească cel biblic de asemenea, dar toate să se reflecte în schimbarea vieții. Noi să știți, relația dintre trezire spirituală și reformă morală. Trezire spirituală înseamnă să se întâmple ceva înăuntru tău. O emoție puternică, o atingere a Duhului puternică, ceva care să te, permiteți-mi expresia, nu-i cea mai grozavă, să te curenteze în interior și să simți prezența Domnului. Dar să știți că asta nu e un scop în sine. Trezirea spirituală trebuie să conducă la reformă morală, dacă trezirea are legătură cu ce se întâmplă în interior, emoția, reforma morală are legătură cu ce se întâmplă în exterior, lucruri pe care îți propui să le schimbi pentru onoarea lui Dumnezeu și pentru binele oamenilor. Putem să simțim emoții în interior cât vrem noi, că nu se va întâmpla mare lucru. Dacă aceste simțăminte nu se vor concretiza în schimbarea concretă a unor atitudini care trebuie schimbate, și comitere, și omitere. Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze și să fie cu noi și adunarea să spună Amen.